Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre cărți editoare de suflet, despre cuvintele duhovnicești ale Sfântului Paisie Aghioritul. Invitatul nostru este Părintele Ionuț Paragină Vasile de la Biserica Adormirea Maicii Domnului Titan II din București. Bine ați revenit, Preacucenice Părinte Ionuț! Bine v-am regăsit! Părinte Ionuț, atunci când face referire la Sfântul Paisie Aghioritul, știm că a fost canonizat de curând, de scurt timp, și cu toate acestea, foarte mulți dintre credincioșii noștri au evlavie, ne mai vorbim de noi înșine, îndrăznesc să spun, la acest mare părinte trăitor în secolul al XX-lea, la Muntele Athos. Despre cine este vorba mai exact și ce ne puteți spune în mare despre personalitatea Sfântului Paisie Aghioritul? Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este un sfânt al zilelor noastre. Aș începe cu finalul vieții sale. A murit chiar în anul 1994 și este înmormântat în mănăstirea Sfântului Ioan Teologu din Suroti, lângă Salonic, în Grecia. El s-a născut în anul 1924 în Farasa, o localitate în Turcia de astăzi. Acolo era o zonă colonizată de greci și în urma războiului greco-turc s-a făcut un schimb de populații. Cei care erau acolo au migrat către Grecia și turcii care se aflau în Grecia s-au dus în partea aceea. Sfântul Paisie Aghioritul a avut de la începutul vieții sale o evlavie foarte mare la Sfântul Arsenie Capadocianul, un preot care s-a ocupat de creștinii din acea localitate, din Farasa, și chiar l-a botezat. Spune Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul în viața Sfântului Arsenie că atunci când l-au adus părinții să-l boteze, Sfântul Arsenie a zis că acesta va purta numele meu, arătând într-un fel sau altul că va fi și următor al vieții sale. Și el s-a numit de la început Arsenie. Venind războiul, el a slujit, s-a rugat foarte mult să nu ia arma în mână și să nu ucidă pe nimeni în război. Chiar mărturisește acest lucru în viața sa și în cuvântările sale. Și a slujit în armată ca transmisionist. Avea grijă de un oarecare obiectiv și se ruga lui Dumnezeu și iată că Dumnezeu l-a scos steafăr din război. În jurul anilor 1950 s-a îndreptat către viața monahală și a intrat în Sfântul Munte, apoi a fost până la mănăstirea Filoteu, apoi a fost la mănăstirea Stavronichita, apoi a fost plecat în Sinai, a stat o perioadă și acolo și s-a stabilit în Sfântul Munte, la chilia înălțarea Sfintei Cruci, în Panaguda. Dar ce îl face, Părinte Ionuț, atât de special și atât de îndrăgit pe Sfântul Paisie Aghioritul pentru credincioșii noștri? Îl face atât de îndrăgit faptul că era deschis la oricine și oricând. Am întâlnit la Schitul Acu un român căruia Sfântul Paisie i-a zis că el nu va mai vedea niciodată România și că va rămâne în Sfântul Munte. Și chiar mi-a spus că, Părinte, de atâta timp din anii 90 sunt în Sfântul Munte și n-am mai plecat de aici. Chiar avea și o neputință și îi cereau să meargă la spital undeva în țară și au zis că nu, voi merge tot aici în Grecia, dar nu voi părăsi Grecia din niciun caz și voi sfârși în Sfântul Munte. Și l-am întrebat, Părinte, acest cuvios este sfânt? Căci dumneavoastră l-ați cunoscut personal. Și mi-a zis, Părinte, cum să nu fie sfânt? Vă mărturisesc o întâmplare văzută cu ochii mei. Când venea feribotul de la Uranopoli a Dafnii, toată lumea de pe feribot făcea un șir lung până la Panaguda. E o cale lungă de vreo 3-4 ore. Și erau așa un șir lung de oameni care mergeau la Părintele Paisie să se închine, să primească binecuvântare. Și la un moment dat, el primea oaspeții cu acel numit lucumi, la noi se traduce cu rahat. Și pe acel lucumi se așezaseră o mulțime de furnici. Și a intrat Părintele Paisie și le-a certat pe furnici și le-a zis că acestea nu sunt pentru voi, mergeți afară. Și toate furnicile s-au retras. Și am zis atunci Părintele de la Schitul Lacu, cum să nu fie sfânt un astfel de om care are o relație atât de directă cu necuvântătoarele?
De altfel, în Grecia există nenumărate cărți despre părintele Paisia Ghioritu, mărturii ale celor care l-au cunoscut și foarte multe documentare, dintre care unele pot fi chiar consultante online. Dar vreau să vă întreb, părinte Ionuț, și-a scris părintele Paisia Ghioritu singur cărțile? Este el autorul direct, să spunem așa, și al volumului pe care îl discutăm astăzi? Părintele Paisie prefera forma dialogului. Epistolele sale, viața Sfântului Arsenie Capadocianul și a lui Hagi Efendi, precum și lucrarea Părinții Aghioriți, sunt scrise de mâna sa. Dar celelalte lucrări sunt mărturii ale celor care au dialogat cu el. În principal, maicele de la Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Soroti purtau foarte multe dialoguri cu Sfântul Paisie. Pentru că părintele Paisie, Sfântul Paisie, să spunem celor care ne urmăresc, cobora din Sfântul Munte Athos în această mănăstire. S-a întâmplat următoarea chestiune. Sfântul Paisie s-a îmbolnăvit foarte, foarte tare și a coborât la Salonic și acolo a fost extirpat o parte din plămân. După care s-a întors înapoi în Sfântul Munte. Dar datorită agravării stării sale de sănătate, el nu s-a mai putut întoarce în Sfântul Munte și a murit la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Soroti. El păstra o legătură foarte strânsă cu maicile din această mănăstire pentru că el le-a ajutat pe aceste maici, a fost ctitor al acestei mănăstiri pentru zidirea maicilor de acolo. Părinte Ionuț, despre ce volum discutăm astăzi, cum se intitulează el și despre ce ne vorbește, care ar fi principalele teme ale cărții? Astăzi discutăm despre volumul al treilea din seria de cuvinte duhovnicești Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, volume editate prin grija monahilor români de la Schitul Lacul din Sfântul Munte. Fiecare volum tratează câte o temă și tema volumului 3 este acea nevoinței duhovnicești. În acest volum, Sfântul Paisia Ghioritul ne arată cum ne putem nevoi. Să spunem că acesta este al treilea volum dintr-o serie mai largă, cu primul volum intitulându-se foarte inspirat cu durere și cu dragoste pentru omul contemporan și pe care noi am citit-o la seminarul teologic. A fost acea perioadă când a apărut pe piață și a produs foarte mare bucurie în rândurile oamenilor obișnuiți care căutau literatură de spiritualitate ortodoxă. Cele 6 volume sunt adresate omului contemporan și sunt sub forma unor dialoguri între o maică de la Mănăstirea Soroti și Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Vedem în volumul al treilea că Sfântul Cuvios pleacă de la originea îndepărtării omului de Dumnezeu, adică de acolo de unde trebuie să plece nevoința. Și în primul rând se referă la gânduri. Gândurile sunt cele care produc pentru prima dată păcatul în noi. Păcatul se produce întâi în gând. Apoi, omul încearcă întotdeauna să-și facă dreptate. Cum știm că în viața de zi cu zi se întâmplă să fim neîndreptățiți, Sfântul Paisia Ghioritu preia acea apoftegmă de la Sfinții Părinți că pacea este de 4 ori mai mare decât dreptatea. După ce am făcut pace în noi, omul trebuie să se curețe de păcate. Acesta este începutul, Părinte Ionuț, al nevoinței duhovnicești, titlul volumului. Unde ar începe nevoința noastră, de fapt? Nevoința noastră începe la gând. Noi suntem asemenea unei cetăți. Ne păzim poarta să nu vină vrășmașul, dar în același timp avem grijă și de cetatea în care ne aflăm, adică de noi înșine, să aranjăm lucrurile acolo ca să nu existe vrășmașii dincolo de poartă. Și vrășmașii, în primul rând, sunt dorința noastră de a face dreptate cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Apoi, Sfântul Cuvios Paisia Ghioritu vorbește de păcat și de cum poate fi îndreptat păcatul, prin pocăință. Dacă nu există păcate, dăm cale celui rău. Și are un capitol special despre puterile întunericului, despre vrăjitorie, îndrăciți și despre cele pe care le găsește vrăjmașul în noi, prin neînlăturarea păcatului. Iar în ultima parte, a cincea, acest volum, vorbește despre puterea mărturisirii, adică ce dobândim noi prin faptul că ne mărturisim la duhovnic, prin faptul că înlăturăm păcatul
și prin faptul că nu dăm vrășmașului cale să intre în cetatea noastră. Părinte Ionuț, avem de-a face în această carte sau, în fine, în toate scrierile Părintelui Paisia Ghiuritul, ale Sfântului Paisia Ghiuritul, doar cu sfaturi practice sau există și o latură teologică? Cum se îmbină aceste două aspecte? Teologia în sine înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu. Cel care se roagă vorbește cu Dumnezeu. Sfântul cuvios Paisia Ghiuritul este privit ca un om al rugăciunii. Nu a făcut școli înalte, dar rugăciunea este cea mai înaltă școală pe care o poate avea omul în relația cu Dumnezeu. Și el este cunoscut de către toți ca un om al rugăciunii. Sunt mărturii ale celor care l-au cunoscut în mod direct că nu lipsea niciodată la o priveghere, că nu lipsea niciodată la o sfântă slujbă. La un moment dat spune că după ce s-a instalat în noua sa chilie acolo la Panaguda, avea toate cărțile adunate în niște cutii și nu avea mineiul scos, nu știa pe unde este mineiul. Și venea vremea privegherii, venea vremea utreniei și nu știa ce sfânt să pomenească la utrenie. Și a început să zică slujba, a început să rostească slujba și când a ajuns la vremea pomenirii sfântului, a zis pentru sfântul care este în ziua de astăzi. După ce a terminat slujba, a căzut așa un pic în adormire și a văzut că în chilia s-au intrat doi sfinți. Unul era Sfântul Pantelimon, pe care îl recunoscuse, și celălalt era un sfânt necunoscut. Văzând acest lucru, Sfântul Paisie, și el mărturisește acest lucru, zice, iartă-mă, Sfinte, că am adormit, că n-am decât jumătate de plămân și mă chinui foarte tare. Iar celălalt sfânt a întrebat să-l vindecăm și Sfântul Pantelimon a zis că este vindecat și că se va face bine. Și l-a întrebat Sfântul cuvios Paisie pe acela cine este și a spus numele său și când s-a trezit din acest vis, a găsit mineiul până la urmă, s-a uitat în minei și a văzut că sfântul pe care el îl văzuse era de fapt sfântul căruia el îi făcuse pomenirea prin privegherea și slujba pe care o făcuse atunci. Deci iată că un om al rugăciunii este căutat de toți pentru că rugăciunea îl aduce pe Hristos în sufletele noastre. De fapt, aceste rânduri îl arată pe Sfântul Paisia Ghiuritul foarte asemănător părinților noștri duhovnicești din România. Mă gândesc la Părintele Teofil Purianu sau la Părintele Asenei Papacioc, cu mențiunea că grecii nu s-au oferit să ofere mărturiile despre minunile pe care Sfântul Paisie le-a săvârșit. Mi-a plăcut un cuvânt al unui preot despre pelerin. Ce caută omul când merge la sfinți? Omul caută învierea lui Hristos concretizată în acești oameni, acești sfinți. De fapt, după învierea lui Hristos, noi toți putem deveni asemenea lui Hristos prin viața pe care o ducem. Și căutăm în acești sfinți lumina pe care aceștia au primit-o de la Dumnezeu, de la Hristos. Faptul că Hristos i-a transfigurat și pe ei, pentru că omul acolo trebuie să ajungă, la transfigurarea sa și să ajungă asemenea chipului pe care l-a avut Hristos pe muntele Tabor. La acest chip trebuie să ajungem și noi, dar până acolo este un drum foarte lung, este un drum al curățirii, este un drum al păzirii de patim, al păzirii de gânduri, pentru că de foarte multe ori, gândurile noastre care sunt, uneori spunem noi, foarte mici, pot provoca un dezastru imens. La fel cum și semințele de mărăcini sunt mici, dar dacă le semănăm în curtea noastră, ne strică toată curtea și acolo nu mai crește nimic în afară de mărăcini. Părinte Ionuț, pentru că am vorbit despre caracterul practic, despre dulceața deosebită pe care o au aceste scrieri, vă rog în cele ce urmează să dați citire câtorva fragmente pentru a ne oferi și celor care ne urmăresc din această dulceață. Sfântul Paisia Ghiuritul spune în felul următor. Mi-a spus unii că să se zmintesc pentru că văd multe lucruri strâmbe în biserică.
Iar eu le-am spus, dacă vei întreba o muscă, sunt flori în locul acesta? Ea îți va răspunde, nu știu, ci știu numai că acolo jos în groapă sunt cutii de conserve, gunoaie și necurății. Și îți va înșira toate murdăriile pe care a stat. Iar dacă vei întreba o albină, ai văzut vreo necurăție în locul acesta? Ea îți va spune, necurăție? Nu, nu am văzut nicăieri. Aici locul este plin de flori bine mirositoare. Și îți va enumera o grădină de flori de grădină și sălbatice. Vezi, musca știe numai unde există gunoaie, în timp ce albina știe că acolo este un crin și mai departe o zambilă. La fel se întâmplă uneori și cu situația creștinului de rând. Fiecare caută, fiecare emană în afara sa ceea ce are și în suflet. În această cauză Hristos ne spune că din inimă ies necurățiile, pentru că în inima noastră trebuie să fie permanent Hristos. Dacă noi suntem buni, atunci toate lucrurile din jurul nostru sunt bune. Dacă noi suntem răi, atunci toate lucrurile din jurul nostru sunt rele. Părintele Arsenie Boca avea o vorbă că mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. În altă parte, pornind tot de la această afirmație, Sfântul Paisie Aghioritu spune că gândurile omului arată starea lui duhovnicească. Fiecare om explică o situație în care se află potrivit cu gândul său. Și povestește aici o întâmplare. Era într-o zi la chilia sa și avea lângă el un sac plin de scrisori. Lumea trimitea în general foarte multe scrisori, fiecare cu nevoința sa, fiecare cu problema sa. Și în timp ce el se nevoia cu acest sac de scrisori și cu o mulțime de răspunsuri pe care trebuia să le dea, cineva sună la poartă. Și când sună la poartă, el se ridică și spune cine o mai fi. Și se ridică și la poartă era un băiețel, de vreo 6-7 anișori. Și îl întreabă Sfântul Paisie, pe cine cauți? Pe cuviosul Paisie. Dar ce vrei cu el? Nu este aici, a plecat în oraș să cumpere țigări. Și băiețelul răspunde, o fi mers în oraș să cumpere țigări pentru cineva. Sfântul Paisie întreabă mai departe, și ce dorești? Vreau binecuvântarea lui, spune băiețelul. Binecuvântarea lui. Nu, el oricum este un păcătos și băiețelul mai departe a răspuns că vrea binecuvântarea lui, pentru că îl consideră un om bun, un om sfânt. Și atunci Sfântul Paisie s-a gândit în sinea sa, iată că acest băiețel avea un gând atât de curat încât orice ar fi spus Sfântul Paisie nu l-ar fi îndepărtat niciodată de la gândul său. La fel și noi suntem îndemnați să avem un gând curat. Dacă trecem prin întâmplări ale vieții mai puțin bucuroase, să le privim pe toate ca încercări spre a deveni mai buni. La noi, la români, există următoarea vorbă, că fiecare necaz pe care îl avem înseamnă un pas înainte spre a deveni mai buni. Și aceasta nu este doar partea plină a paharului, ci noi toți suntem îndemnați să fim mereu aproape de Dumnezeu și să avem credință că Dumnezeu nu ne lasă niciodată mai mult decât putem noi să ducem. Unul dintre fragmentele foarte interesante despre gândurile de bănuială și despre sfaturile părintelui Sfântului Paisie Aghioritul spune felul următor. Chiar el, Sfântul, vorbește și spune: văd la unii mireni ce gânduri bune au, așa cum amintați și mai devreme, în timp ce alții sărmani cât se chinuiesc cu lucruri care nici nu există și pe care nici diavolul nu ar fi putut să le gândească. Odată, când a plouat după o mare secetă, am simțit o astfel de recunoștință față de Dumnezeu, încât stăteam în chilie și spuneam mereu: Dumnezeul meu, îți mulțumesc de milioane și de miliarde de ori. Afară se afla un miran, care m-a auzit, însă eu nu știam. După aceea, când m-a văzut, mi-a spus: Părinte, m-am smintit. Te-am auzit spunând milioane și miliarde și mi-am spus: ce sunt acestea ce le spune Părintele Paisie? Ce să-i fi spus? Eu înălțam mulțumiri lui Dumnezeu pentru ploaie, iar acela credea că număr bani. Și dacă ar fi fost un altul, ar fi putut veni noaptea ca să mă prade, să-mi dea și o bătaie bună și în cele din urmă să nu fi găsit nimic. Fiecare om judecă după inima sa și după gândul său. Părintele Paisie spunea o altă întâmplare, că un frate, întorcându-se de la slujbă, a găsit în chilia sa o femeie. Și atunci s-a gândit fratele acela că i s-a spurcat chilia.
în mănăstiri, în chiliile monahilor nu intră femeile. Dar acesta a găsit-o pe această femeie acolo și s-a supărat foarte tare și chiar a luat niște spirit și a zis să-și dezinfecteze chilia. Puțin a rămas când a dat foc la mănăstire, căci podeaua ei s-a aprins în chilie. Și spune Sfântul Paisie că iată prostuțul, cum spunea uneori, față de cei care aveau puțină minte. Dacă avea un pic de minte și se gândea că poate femeia aceea a venit acolo pentru binecuvântare și pentru întărirea vieții ei spirituale, n-ar fi făcut această prostie. Vedem aici că îndreptarea vieții noastre pleacă întâi din gând. Dacă nu avem gânduri bune, atunci orice încercarea noastră de a face ceva plăcut lui Dumnezeu este zadarnică. Sunt foarte multe întâmplările pe care creștinul le poate găsi într-o astfel de scriere. Sunt tot felul de lucruri interesante. Cum vede Părintele Paisia Ghioritul dreptatea atunci când discută cu cei care merg să se judece cu prietenilor, cu rudele lor pentru ceva anume și Sfântul îi întreabă, au nevoie neapărat de acele lucruri pe care și le revendică, iar ei spun nu, dar vreau să mi se împlinească dreptatea mea. Sunt foarte multe teme, vorbește despre foarte multe lucruri aici și invităm pe toți cei care ne urmăresc să caute această carte, să și o procure și să o citească. Părinte, eu nu-ți vă mulțumesc pentru aceste tâlcuiri despre Sfântul Paisia Ghioritul și despre seria de cărți de scriere apărută sub titlul de Cuvinte Duhovnicești și vă aștept și data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Voi veni negreșit și vreau să mai adaug ceva pentru cei care ne privesc acum, să țină minte un singur lucru spus de Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Un gând bun este ca o priveghere. Dragi telespectatori, am discutat astăzi la Cuvânt pentru Suflet despre cărți editoare de suflet, Cuvintele Duhovnicești ale Sfântului Paisie Aghioritul. Invitatul nostru a fost Părintele Ionuț Paragină Vasile, de la Biserica Adormirii Maicii Domnului Titan II din București. Sunt preotul Daniel Iacșa și vă invit în continuare să urmăriți programele Trinitas TV, iar eu vă aștept aici, până data viitoare, la Cuvânt pentru Suflet. La revedere!